folosească majoritatea pesticidelor și multe îngrășăminte foliare, au efectul cel mai bun interval de pH 4,5-5. De curând am descoperit acest produs, care se numește BB5. Este un îngrășământ care ne ajută să ajungem la pH-ul optim când vorbim de fertilizări, când aplicăm pesticide și, bineînțeles, ne dorim, cum am zis adineauri, să avem un pH optim, și anume de 5, pentru a avea efect maxim. Însă nu vreau acum să vorbesc prea mult, o să vă arăt practic, iar vă rog să rămâneți până la final, pentru că o să vă fac și o demonstrație să vedeți cum acesta se întinde, deci practic acoperă toată suprafața plantei, fără să se evapore rapid. Ne vedem imediat. Prima etapă care trebuie efectuată este să măsurăm ECE-ul inițial. Acesta, după cum se vede, este undeva la 0,284. După care o să măsurăm pH-ul. pH-ul apei inițial. Imediat o să înregistreze aparatul pH-ul inițial. Se pare că acesta s-a stabilizat la 0,40. Acum o să adăugăm produsul despre care vă ziceam adineauri. O să-l adăugăm treptat. O să amestecăm. Amestecăm în continuare, adăugăm, amestecăm iar. Deja observăm o schimbare a culorii apei. pH-ul nostru deja a scăzut la 6,23. După cum observați, soluția deja se colorează rozaliu. Adăugăm în continuare. Aceasta este culoarea care ne indică că avem un pH optim pentru a utiliza pesticidele. Și dacă ne uităm chiar acum la aparat, se observă că avem o valoare finală a pH-ului de 5. Bineînțeles, cu mici variații. Vrem însă să vă arătăm că ECE-ul rămâne neschimbat. Deci acest lucru este foarte important. Acest produs nu influențează cu nimic ECE-ul nostru. Am măsurat la început, măsurăm și acum, valoarea este aproape egală. Bineînțeles, cu mici variații care sunt nesemnificative. Bun, după ce v-am arătat că ECE-ul a rămas același, acum o să adăugăm apă peste soluția noastră. Moment în care pH-ul o să crească, iar soluția o să își schimbe culoarea.
Și aceasta este demonstrația pe care am dorit să vă o arătăm. pH-ul a crescut la 6. Culoarea s-a schimbat. Acum, după ce am văzut practic cum funcționează acest produs, BB5, v-am promis că o să pulverizez prima dată cu apă curată pe frunze și o să vedem cum rămân acești stropi. Rămân ca niște bule pe frunze. În schimb, imediat când o să dau cu produsul de care v-am povestit în acest videoclip, o să vedeți că suprafața aceasta unde avem aceste bule o să fie mai întinsă, deci efectul o să fie maxim. Deci nu o să rămână acești picuri cum vedem acum în filmare. Uităm și pe dosul frunzei. Perfect, acum o să pun soluția de care am povestit și o să stropesc iar. Deci acum am adăugat produsul BB5 și o să vedeți cum se uniformizează soluția pe plantă. După cum puteți clar observa, se vede că suprafața de soluție este întinsă pe toată suprafața. Deci nu se văd acele bule, cum vedem aici la planta care am stropit-o adineauri. Diferența este clară și bineînțeles dacă pe plantă este întins uniform, o să ține mai mult, o să reziste mai mult pe plantă și efectul o să fie maxim. Cam aceasta a fost demonstrația. Eu vă mulțumesc și vă doresc spor în toate.